Bine ați revenit! Astăzi tot cu Lorena. O să lucrăm un pic cam tot corpul. O să vă arăt câteva exerciții pentru brațe și pentru piept, un pic pentru spate, un pic pentru picioare, o combinație un pic mai plăcută. Ce o să facem azi, spre deosebire, o să stăm în picioare, nu stăm pe minge. Câteva exerciții care ne pot fi de ajutor. Tot ce e nevoie este doar o minge. Aceste gen de exerciții le puteți face acasă, chiar în birou dacă sunteți, ceea ce este foarte indicat mereu, dar oriunde aveți posibilitatea. Primul exercițiu o să vi-l arăt eu, se lucrează din lateral, picioarele un pic departate, flexat, doar împing ușor spre minge. Apăsând spre minge, lucrăm un pic brațele și pieptul, bineînțeles. Caz de față, Lorena va depărta puțin picioarele. Vă aduc la minte, noi suntem 39 de săptămâni, deci este destul de avansat. Dacă sunteți până 39 de săptămâni, puteți lucra mai mult. Ce o să rog un pic să flexeze genunchii. Bineînțeles, genunchiul nu trece de vârf, spatele se reprivine înainte și lumea ușor apasă pe interior. Prima reacție va fi în podul palmei când apasă, trebuie să apăsăm concret, ușor. Bicepsul lucrează, pieptul un pic lucrează. Bineînțeles, când, cu cât mai avansăm în sarcină, simțim cardio, simțim respirația, este un pic mai grea. Nu trebuie folosit foarte mult. În cazul Lorenei, 39 de săptămâni, va lucra maxim 10 repetări, 3 serii, maxim 4. Dacă se spune în 7 sau până, mai exact, până în 7 luni, puteți lucra chiar mai mult. Bun, primul exercițiu, cum am spus, e aici. Al doilea, în aceeași postură, doar se lasă un pic spre înapoi și la fel apasă spre minge. Deci spatele un pic arcuit spre înainte, deci lucrăm picioarele, lucrăm spatele, brațele în continuare. Această postură nu trebuie venită foarte mult spre înainte ca să nu avem dificultăți, să nu ne simțim un pic incomod, e foarte important, în siguranță, cel mai important. Bun, lăsăm ușor mingea și acum ușor lăsăm mingea jos, spate drept, ușor flexăm și doar un pic mă aplec și mă ridic. Foarte bine. Nu mai apăs pe minge. Spatele concret, picioarele lucrează de asemenea, umerii, că îl ridică mingea, un exercițiu foarte benefic de asemenea. 3-4 serii, câte 10-12 repetări. Repet, este foarte important să fiți în siguranță. După cum observați, genunchiul nu trece de vârf. E foarte important. Spatele este foarte bine, stă drept. Brațele întinse, nu trebuie menținute în forță, relaxat, umerii sunt jos. E important să fiți atente și cum respirați. Mulțumesc! Când ați terminat, lăsăm ușor mingea jos. Asta a fost pentru azi. Vă mulțumesc!